După cum știți, ambele servicii secrete au rămas în ultima perioadă fără directori, atât SRI cât și SIE, din motive diferite. În ultimele săptămâni, datorită unor evoluții în viața politică și în mediul public, SRI a fost de foarte multe ori în atenția publicului. Am considerat că în această perioadă este nevoie ca la SRI să existe o echipă completă pentru a instaura calmul necesar acolo. Astfel am decis să fac o nominalizare pentru poziția de director al Serviciului Român de Informații. În această seară am semnat scrisoarea către președinții celor două camere ale Parlamentului și l-am propus pe domnul Eduard Raul Helvich pentru poziția de director al Serviciului Român de Informații. În cursul zilei de astăzi am avut întâlniri cu liderii partidelor politice parlamentare și le-am adus la cunoștință această intenție pe care o am. De asemenea, am vorbit cu cei doi președinți, președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților. Probabil, în cursul săptămânii viitoare, Parlamentul va lua în dezbatere această chestiune. Dacă aveți trei întrebări. Vă rog. Nu am dorit să fac nominalizările împreună, astfel că acum vorbim doar de o nominalizare LAS, Serviciul Român de Informații, urmând ca în perioada următoare să fac o nominalizare la momentul potrivit și pentru Serviciul de Informații Externe.